Iată ce adevărește Duhul care cercetează inimile. Aleluia! Descoperi gândurile ascunse. Aleluia! Rămânește omul în minte pure a celui preamalt. Au mai impact cu abrânt, bătând din aripi, păsările pestriță. Lasă coboară raza de Dumnezeu. În vederea înlăturării întunericului și a nopții. Din mintea Teotezor. În somnul nepăsării. Ale mulțumirii. Al ușurătății. Al bajocului. Amin! Că vreau să aduc o clipă prin cuvânt. De deșteptare pentru cei ce vreau să se deștepte. Discuturarea absolutului pentru cei ce vreau să scapă. De apucăturile fiii și sărbăticile ei. Dăceari! Am pregătit măscurile de unde avem. Pentru alinarea rânilor. Pentru umplerea vaselor. Pentru mărirea brațelor. Pentru ungere a celor ce vestesc cu gânditul, Amin. În numele meu. Amin. O, dar o căvedenie de slavă și ochelea Duhurile. L-au aliniat în câmpul de bătărie. L-au învățat cum să acționeze ca să încurce lucrurile, să dea în curs lucrării. Dar în cer au jurat biruință. Și în momentul îi dovedesc credincioșia, ca să toți poporul adunat la jertfă, că cel ce-a murit e viu! E viu! Aleluia! Elio firmenae! Aleluia! Sfântul vă stau împotrivă! Și vor mășa o primiță de încurce la cele ce-i scoare în nefrigărire. Aleluia! Își cercetează! Oște din afară! Vă pierd să veniți la izvorul deschis. Aleluia! L-am deschis în bunătate mare și în milă. Și cele ce s-a pleacă și bea cu sfeteci. Voi îngădui să-i să vindece suflet. Amin. Să-i să lăcorească oasele. Amin. Să-i să îngerească Duhul. Amin. Să-i spune cu vorba lui. Crește-mă! Amin. Amin. Despre voi, străjeri care v-ați bat palmă, care v-ați coborât în găsit și simțiți sărătoarea rece, nu vă simțiți bine, dar nu faceți nici efortul și nu vă dați strădania. Din cât să primiți ajutorul să fiți spus la locul vostru. O, pauza care v-ați luat-o, din mintea și din voia voastră, veți da socoteală. Pentru că în timpul acestei pauze, unele păsări străine au zburat prin grădină. Unele șunișări s-au plimbat de la pom la pom. O, v-am chemat să lucrați împreună cu mine. Dacă vrei spandularea să rămână peste voi și casele voastre, dați-vă toată silința să viți găsiți curat la locul vostru. Îi fii să se lase lumina de mărat! Amin! Păstele străine să fie alungate la vreme. Aleluia! Cărți care încep să se plimbă, să fie aruncați în Hristos cu trăia moarte. Ba, că vreau să rămână pacea. Vreau să rămână semnul de uimță. Vreau să rămână bucuria unui cuimță. Vreau să rămână semnul unității. Uite ei! Vă duc o pătălie la uimță. Călărețul negru, care dă rotogonul pământului, cel încurând, îi se vor auzi copitele zguduind, lovind cu puterea copitelor în pământ. Și groaza îi va cuprinde pe locuitorii pământului și pe cei ce n-au urechea tăiată împrejur. Dar pentru cei ce au urechea împrejur tăiată, vor auzi glasul porumbeiului. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! De aceea te chem, grăbește-te să intri sub umbra albă. Sub ocrotirea Domnului Har. Amin. Ca să ai liniștea în tine și în fața peste mintea ta. Ca să-i cunoști bine vremea și auzi Cuduitul Duminicului și veștele spăimântătoare că ești Duhul meu pe un schimbat la timp și vom fi la vremea hotărâtă. Amin! Amin! S-au strâns mai mari pământuri la oaltă. O căpetinie de stamă, mare putere din Îndureric. Le dat indicațiile, gândul și planul cum să lucreze spre ghiluință. Dacă poporul va chema numele meu, voi trimite lumina și voi zădărânci planul. Am un plan să mai scot la lumină dintre fie rătăciți și fițele pierdute. Să mai scovodesc prinsele război, să-i scot din înculerii pe cei trebuie. Mulțumim, Doamne, și la lucru! Aminea! Trei putere de mijlocire în favoarea Dumnezeu. Deci e vremea mijlocirii, e vremea să te crești cu fruntea la pământ, e vremea să audă cele ce susține, o stăra prin la porțile cerului. Și atunci, strânge luminară și cerului, în soții de oștirea cerească, va intra în câmpul de bătălie, va dovări steagurile străine și va face să arate lumina. Stăciani! Dintr-o mântuirea celor nemântuiți. Eliberarea prinșilor de război. Te rugăm, dar dacă pasul tău va fi stânjenit și întinderea lui va fi măruntă, din pricina nepăsării, a îngrijorărilor sau umblării după lucrurile care pierd, vântul va izbi cu putere, joara va fi mare, plângetele se vor auzi și de-o parte și alta, că se vor înmulți steagurile pe Dumnezeu și durerea va fi adâncă în inima mamelor și a taților, din pricina prăpădului. Ființele vechează, chiar în numele meu! Și de discutire, nevărăține și veroane.